Stimați frați, vă invit acum să deschidem cuvântul Domnului și să recitim din Scriptură în această dimineață. Cuvântul Domnului pe care îl vom lectura este scris în Evanghelia după Ioan, capitolul 5. Vom citi începând cu versetul 37. Și Tatăl care m-a trimis a mărturisit El însuși despre mine. Voi nu l-ați auzit, nu i-ați auzit niciodată glasul, nici nu l-ați văzut, nu i-ați văzut deloc fața. Și cuvântul lui nu rămâne în voi, pentru că nu credeți în acela pe care l-a trimis el. Cercetați scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viața. Eu nu umblu după slava care vine de la oameni, dar știu că n-aveți în voi dragoste de Dumnezeu. Eu am venit în numele Tatălui meu și nu mă primiți. Dacă va veni un altul în numele lui însuși, pe acela îl veți primi. Cum puteți crede voi care umblați după slava pe care vă dați unii altora și nu căutați slava care vine de la singurul Dumnezeu? Să nu credeți că vă voi învinui înaintea Tatălui. Este cine să vă învinuiască? Moise, în care v-ați pus nădejdea. Căci dacă ați crede pe Moise, m-ați crede și pe mine, pentru că el a scris despre mine. Dar dacă nu credeți cele scrise de el, cum veți crede cuvintele mele? A spus Domnul nostru Iisus. Amin. Mă invit să vă reașezați. Stimați frați, stimate surori, în dimineața aceasta, în perspectiva împărtășirii noastre cu cina Domnului, apropierii noastre de Dumnezeu, am pe inimă să vă împărtășesc un mesaj pe care l-am intitulat sub forma unei întrebări, și anume, ce înseamnă să ai dragoste de Dumnezeu? Ce înseamnă să ai dragoste de Dumnezeu? Locul din Scriptură pe care l-am citit consemnează cuvintele Domnului nostru Iisus adresate cărturarilor și fariseilor, conducătorilor religioși din vremea lui, oameni care pretindeau pentru ei că sunt copiii lui Dumnezeu, pretindeau că sunt sămânța lui Avram, pretindeau că îl cunosc pe Dumnezeu și că au în ei dragoste de Dumnezeu. Cu toate că aveau aceste pretenții cu privire la propria lor identitate, adevărul era cu totul altul. Domnul nostru Iisus, în cuvântul pe care l-am citit, a spus cuvinte foarte, foarte grele pentru oamenii aceia. Ioan 8, versetul 48, de asemenea, conține asemenea cuvinte. Iată ce este în acest loc. Iisus le-a zis, dacă ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, m-ați iubi și pe mine, căci eu am ieșit și vin de la Dumnezeu, n-am venit de la mine însumi, ci El m-a trimis. De asemenea, în Ioan capitolul 8, versetul 47, Domnul Iisus a spus, cine este din Dumnezeu, ascultă cuvintele mele. Voi de aceea nu ascultați, pentru că nu sunteți din Dumnezeu. Ca în capitolul 8, versetul 54 la 55, să avem aceste cuvinte. Dacă mă slăvesc eu însumi, slava mea nu este nimic. Tatăl meu mă slăvește. El despre care voi spuneți, ziceți că este Dumnezeul vostru și totuși nu-L cunoașteți. Voi despre care ziceți că este Dumnezeul vostru. El despre care ziceți că este Dumnezeul vostru și totuși nu-L cunoașteți. De asemenea, Ioan capitolul 5, versetul 42. Domnul Iisus, mustrând pe acești iudei cu inimă împietrită, le-a spus așa, dar știu că n-aveți în voi dragoste de Dumnezeu. Iată ce cuvinte. Cuvintele acestea, stimată adunare, au fost lăsate în Scriptură și pentru învățătura noastră.
Adevărul e că Dumnezeu cunoaște cine suntem. Dumnezeu știe ce este în inima noastră. Dumnezeu știe ce avem în noi și n-ar trebui să avem. Cum de asemenea Dumnezeu știe ce n-avem în noi, ce ne lipsește și ar trebui să avem. De asemenea, Dumnezeu cunoaște starea fiecăruia dintre noi, natura relației noastre cu Dumnezeu, dincolo de afirmațiile pe care le facem despre noi înșine, dincolo de ceea ce credem despre noi înșine, Dumnezeu cunoaște adevărul. Iisus a spus oamenilor din vremea sa, știu că n-aveți în voi dragoste de Dumnezeu. Dacă s-ar uita Dumnezeu astăzi înspre noi și se uită, dacă ar vorbi Domnul Iisus astăzi despre noi, dacă ar descrie starea noastră spirituală, lumea noastră interioară, oare ce ar spune? În dreptul oamenilor de atunci a spus, știu că n-aveți în voi dragoste de Dumnezeu. Este în tine dragoste de Dumnezeu? Îl iubești tu pe Dumnezeu? Dacă ar fi să vă adresez această întrebare, cu siguranță că răspunsul ar fi afirmativ. Și acest răspuns afirmativ este îmbucurător și este încurajator. În fapt, suntem la biserică. Am venit aici ca să ne rugăm, să ne închinăm lui Dumnezeu. Sunt foarte multe motive să spunem că, într-adevăr, avem dragoste de Dumnezeu. Dar notați, vă rog, și aceea pe care atunci, de mult, Iisus i-a certat cu aceste cuvinte, erau aproape de cuvânt. Erau în locurile în care se înălțau rugăciuni. Purtau cu ei scripturile, învățau pe alții din scripturi. Aduceau laudele lui Dumnezeu, cercetau cuvântul. Și erau îndreptățiți să spună în dreptul lor, avem dragoste de Dumnezeu. Îl cunoaștem pe Dumnezeu. Dumnezeu este Tatăl nostru. Și totuși se înșelau. Ce înseamnă să ai în tine dragoste de Dumnezeu? Patru lucruri distincte vom sublinia ca răspuns la aceste întrebări. În primul rând, a avea dragoste de Dumnezeu înseamnă să fie Dumnezeu prioritatea vieții tale. Cine are dragoste de Dumnezeu, în inima aceluia, Dumnezeu ocupă locul întâi. Dumnezeu este întâiul în inima celui care are dragoste de Dumnezeu. Domnul Iisus a lăsat cuvintele scrise în Evanghelia după Matei 10, versetul 37 la 39. Să ne uităm la aceste cuvinte. Auziți ce a spus Domnul. Cine iubește pe tată, ori pe mamă, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Pe cine iubești cel mai mult? Cu siguranță că suntem chemați să ne iubim familiile. Cuvântul Domnului în locul acesta spune că cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine. Întâi trebuie să-L iubești pe Dumnezeu. Cine are în el dragoste de Dumnezeu, în inima acelui om, locul unu este ocupat de Dumnezeu. Iubirea acelui om este Dumnezeu. Viața acelui om este predată lui Dumnezeu. Dorințele și pasiunea acelui om este Dumnezeu. Dacă e să aleagă între viața lui și Dumnezeu, își dă bucuros viața ca să rămână lângă Dumnezeu. Ai în tine dragoste de Dumnezeu? Ce loc ocupă Dumnezeu în viața ta? Dacă l-ai iubi, dacă l-am iubit cu adevărat pe Dumnezeu, am fi gata să ne lăsăm învățați de El? Am fi gata să ne lăsăm conduși de El? Inima unui om are în interiorul ei un tron. E ca o sală a unui tron. Și acolo este un loc de domnie. Și pe locul acela de domnie trebuie să stea întâiul. În inima celui care îl iubește pe Dumnezeu, întâiul este Iisus Hristos. Este Domnul. Este Iisus Hristos Domnul tău? Ocupă El locul unu în viața ta? Când Iisus Hristos este întâiul,
când e domn, când ocupă locul central, când el stăpânește în inima unui om, omul acela îl urmează pe Iisus. Omul acela ascultă de Dumnezeu. Omul acela se lasă învățat și format de cuvintele lui Dumnezeu. Cum poate cineva să spună Dumnezeu este pe locul 1 în viața mea, în timp ce cuvintele pe care le spune Dumnezeu sunt date la o parte? Cum poate să spună un om, am în mine iubire de Dumnezeu, dar cuvintele Domnului Iisus sunt date la o parte? Nu sunt luate în considerare, nu sunt crezute, nu sunt căutate, nu sunt dorite, nu sunt păzite. Cine are în el dragoste de Dumnezeu, în inima omului acela, Dumnezeu este prioritate supremă. Așa să ne ajute Dumnezeu să fie și în viața noastră. În al doilea rând, a avea dragoste de Dumnezeu înseamnă să fie Dumnezeu căutarea vieții noastre. El să reprezinte căutarea sufletului nostru. Psalmul 63 cu versetul 1, în locul acesta, un om al lui Dumnezeu din vechime, numele lui este David, își exprimă dorurile sufletului său. Iată ce scrie. Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine te caut. Vă rog să observați intensitatea dorinței după Dumnezeu. Tu ești Dumnezeul meu, Dumnezeule, Creatorule, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine te caut. Îmi însetează sufletul după Tine, îmi tânjește trupul după Tine. Observați, vă rog, pasiunea, dorința, căutarea, dorurile inimii. În cel care e dragoste de Dumnezeu sunt aceste doruri, aceste căutări, aceste tânjiri interioare. Vă rog să observați verbele, te caut, îmi însetează sufletul, îmi tânjește trupul după Tine. E implicată întreaga ființă. De asemenea, Psalmul 27, versetul 8. Inima îmi zice din partea Ta, caută fața mea. Și fața Ta, Doamne, o caut. În inima celui care este dragoste de Dumnezeu, în inima în care se găsește dragoste de Dumnezeu, există un reflex al căutării, al căutării lui Dumnezeu. Inima îmi zice din partea Ta. Auzi acest grai al Duhului în sufletul tău? Inima îmi zice din partea Ta, caută fața mea. Și fața Ta, Doamne, o caut. Dacă e în tine dragoste de Dumnezeu, dragostea aceea de Dumnezeu din tine te va face să te îndrăgostești de Dumnezeu. Și Dumnezeu va fi căutarea sufletului tău. Se va așeza acest reflex interior și acolo, în adâncul ființei tale, vei auzi o chemare. Caută fața mea. Caută fața mea. Auziți acest grai? Omul se poate îndepărta de Dumnezeu așa de mult, chiar și aceia care l-au cunoscut cândva, se poate îndepărta de Dumnezeu așa de mult, încât glasul acesta să nu mai fie auzit. Și când cineva exterior inimii noastre, un frate de credință, o soră de credință, un om al lui Dumnezeu, un tovarăș de drum, cineva, ne cheamă și ne spune, hai să căutăm pe Dumnezeu, hai să ne rugăm lui Dumnezeu, hai să mergem la biserică, vocea aceea îți poate suna străin. Vocea aceea nu mai poate reverbera cu sufletul. Poți ajunge în starea în care nu doar să nu mai auzi inima zicând, caută fața mea, ci poți ajunge în starea în care efectiv să te deranjeze când din exteriorul tău o voce pe care ar trebui să o ai în interior îți spune, caută fața lui Dumnezeu. Te deranjează. Când în om e dragoste de Dumnezeu, în interiorul acelui om este reflexul căutării lui Dumnezeu, e dorința după Dumnezeu. Dumnezeu e căutarea vieții acelui suflet. Psalmul 42, versetul 1 la versetul 2. Auziți, vă rog, cuvântul.
Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Psalmistul locuiește în Palestina. El nu stă în pădurile din munții Carpați, cu râuri, cu pârâiașe și cu izvoare la fiecare pas. El locuiește într-o țară aridă, uscată. Mulți dintre dumneavoastră ați vizitat Israelul și știți despre ce este vorba. În locul acela uscat, rar aici colo, câte un izvor, câte un pârâiaș, un loc înspre care însetate se duceau viețuitoarele câmpului. Psalmistul are sub ochii lui imaginea acestui cerb care e în pustiu, nu-i apă, e însetat și își dorește să ajungă la izvor. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu. Și auziți cum încheie, cu ce întrebare. Când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu? Pribegea. Era departe de adunare, era fugar. Își dorea să revină, își dorea să fie lângă frații, își dorea să fie, am zice, în comunitate, în templu, în locul lui Dumnezeu. Dumnezeu a fost căutarea lui. Dacă în tine este dragoste de Dumnezeu, Dumnezeu va fi prioritate supremă, sufletul tău, și va fi căutarea vieții tale. Îl vei căuta pe Dumnezeu rugându-te. Îl vei căuta pe Dumnezeu iubind Scriptura. Îl vei căuta pe Dumnezeu postind. Îl vei căuta pe Dumnezeu dorindu-ți adunarea. Iubești Scriptura? E ușor să spui de pe buze, îl iubesc pe Dumnezeu. Întâia poruncă este să iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta. Și dacă ne-am întrebat unii pe alții, dumneata, îl iubești pe Dumnezeu? Dacă întrebăm pe copii, îl iubiți pe Dumnezeu? Îl iubești pe Domnul Iisus? Toți spun da, toți spunem da. Dar această dragoste față de Dumnezeu trebuie să aibă un temei. Ea trebuie să treacă dincolo de cuvinte frumoase. În vechime, iudeii au avut cuvinte frumoase. Iisus i-a osândit spunându-le, n-aveți în voi dragoste de Dumnezeu, aveți numai cuvinte frumoase pe buze. Există posibilitatea să ai cuvinte frumoase pe buze, dar în tine să nu fie dragoste de Dumnezeu. Să ne gândim la cât de mult prețuim Scriptura. Mai citiți în Biblie. Mai citiți în Biblie. Eu am avut mai la tinerețe bucuria să văd scrisă pe caiete, scrise de mână, părți masive din Biblie. Nu erau Biblii. Frate Iosif, dumneavoastră, puteți confirma și cei care sunteți mai în vârstă puteți confirma și mai mult. În vremea aceea de ostilitate a regimului comunist nu erau Biblii și când se apuca una era scrisă cu mâna pe caiet. Cu indigo câteodată, ca să fie făcute mai multe exemplare. O soră de credință, am aflat povestea acestei femei și m-a impresionat. Iubea foarte mult Biblia și o citea în fiecare zi. Dar într-o zi, datorită mediului ostil în care a lucrat toată viața, la o spălătorie chimică, o curățătorie chimică, femeia aceasta și-a pierdut vederea și n-a mai putut să vadă textul Scripturii. Și într-o duminică a venit la adunare, ajutată de cineva, cu Biblia la ea, s-a apropiat de fratele păstor și l-a rugat frumos să primească Biblia ei
și să facă bine să o dea altuia care să citească din ea, pentru că ea nu mai poate să vadă. Cu mare durere s-a despărțit de Biblie. Când păstorul a văzut-o cu dorința aceasta și cu durerea aceasta în inimă, i-a spus: soră, să nu vă speriați foarte tare și să vă îngrijorați prea tare, există o soluție pentru dumneavoastră. A apărut Biblia pentru nevăzători. Ați putea învăța să o citiți cu vârful degetelor, cât puteți. Foarte bucuroasă, această copilă a lui Dumnezeu a spus cu toată inima: vreau să învăț să citesc Biblia cu degetele. A mers la o școală potrivită, a învățat alfabetul potrivit, a primit o Biblie mare și o citea cu vârful degetelor. Pe fratele Maftei, care a trecut la Domnul din adunarea noastră, l-am văzut de multe ori citind cu degetele Biblia în alfabetul Braille. Nu erau înregistrări cum avem acum. Cu vârful degetelor o citea. Într-o zi, femeia aceasta s-a îmbolnăvit și mai tare. Mediul chimic în care a lucrat până să se pensioneze a afectat mâinile și a prins o infecție pe mâini. Și acum nu mai putea citi cu degetele. A revenit la biserică cu Biblia în alfabetul Braille, ca să o dea păstorului, ca apoi să o dea la cine poate să o citească. Și înainte să se despartă de ea, spune această întâmplare, sora de credință a sărutat Biblia. Și când a sărutat-o, i-a simțit literele cu buzele. Și a strigat: nu mai dau. O țin pentru mine. O voi citi cu buzele. M-a impresionat povestea aceasta. Ai în tine dragoste de Dumnezeu? Dacă ai în tine dragoste de Dumnezeu, Iisus Hristos va fi centru vieții tale și căutarea vieții tale va fi Dumnezeu. În al treilea rând, în cine e dragoste de Dumnezeu, Dumnezeu este trăirea acelui suflet. Trăirea, Dumnezeu, trăirea noastră, trăirea noastră de zi cu zi, e caracteristică fundamentală pentru acela în care este dragoste de Dumnezeu. Să faci ce a spus Dumnezeu. Dacă în tine locuiește Dumnezeu, dacă în sufletul tău este dragoste de Dumnezeu, atunci vei lua aminte la cuvintele lui Dumnezeu. Vei păzi ce spune Dumnezeu. Ieremia, capitolul 2, versetul 2. Du-te de strigă la urechile cetății Ierusalimului. Vă rog să observați un detaliu. La urechile! Erau surzi de mult. De vorbea normal, de vorbea așezat, nu te auzea nimeni. Și acum Domnul spune acestui profet: du-te, apleacă-ți glasul la ureche și nu zice șoptește, ci strigă la urechi. M-aș duce la Emi și la ureche să strig o dată. Strigă! Așa vorbește Domnul. Uitați-vă ce cuvânt. Mi-aduc aminte încă de dragostea pe care o aveai când erai tânără, de iubirea ta când erai logodită, când mă urmai în pustie, într-un pământ nesemănat. Și ce ai devenit între timp? Strigă la urechea ei, strigă să audă. Mi-aduc aminte de dragostea ta. Iisus a spus, Ioan 14 cu versetul 15, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. A avea dragoste de Dumnezeu înseamnă să păzești poruncile lui Iisus. Dumnezeu să fie trăirea vieții tale. 2 Ioan, capitolul 1, este un singur capitol, versetul 6, cuvântul Domnului spune așa: și dragostea stă în viețuirea după poruncile lui. Aceasta este porunca în care trebuie să umblați după cum ați auzit de la început.
Ce loc ocupă cuvântul lui Dumnezeu în sufletul tău? Eu am cunoscut oameni, și dumneavoastră de asemenea ați cunoscut, care afirmau cu tărie că ei îl iubesc pe Dumnezeu, că se roagă lui Dumnezeu, că simt prezența lui Dumnezeu, că sunt în rânduială cu Dumnezeu. Și cu toate acestea, în viața lor era dezordine morală. Și nu o dezordine morală determinată de neștiință, ci una conștientă, asumată. Știau ce spune Dumnezeu, dar nu voiau să asculte. Cum poate un suflet să spună Iisus Hristos este Domnul meu, învățătorul meu, mântuitorul meu? Cum poate să spună un suflet, în mine este căutare, este dragoste de Dumnezeu? Dumnezeu e locul unu în viața mea, Dumnezeu e căutarea sufletului meu, e trăirea vieții mele. Și în timp ce spune asta, se ignore cerințele. Să calce în picioare cuvântul. Sigur, conștiința reacționează, dar marea problemă este că acel cuvânt n-are autoritate peste tine. Dacă acel cuvânt a spus să nu prea curvești și te uiți la pornografie, te gândești la păcate, poftești în inima ta sau, Doamne ferește, consum fizic, ăsta e pasul care vine, cum poți să spui îl iubesc pe Dumnezeu și cuvântul acela să nu prea curvești, asupra ta n-are putere? Mai mare putere are invitația celui rău, tentația, mai mare autoritate are slăbiciunea. Prin final, cine-i Domnul tău? Cine stăpânește în viața ta? Cine are în el dragoste de Dumnezeu, omul acela, pentru omul acela Dumnezeu este o trăire. Viața lui este guvernată de Duhul lui Dumnezeu. Și încă ceva foarte, foarte frumos. În cine este dragoste de Dumnezeu, Dumnezeu este odihna vieții. A avea dragoste de Dumnezeu înseamnă să fie Dumnezeu odihna vieții tale. Sufletul omului tânjește după odihnă. După acea stare de repaus, siguranță, de încântare, de liniștire, de hrănire, de semnificație. Auziți în Iosua 21:44 cum e descris această odihnă. Domnul le-a dat odihnă de jur împrejur, cum jurase părinților lor. Domnul le-a dat odihnă. Judecători 3, versetul 30. Și țara a avut odihnă 80 de ani. Dumnezeu a intervenit, Judecătorii, capitolul 3, versetul 30, Dumnezeu a intervenit și în final țara a avut odihnă 80 de ani. Naomi spune nororilor ei, este scris în Rut, capitolul 1, versetul 9, să vă dea Domnul să găsiți odihnă fiecare în casa unui bărbat. Asta e nevoia. Nevoia de odihnă. E adânc înrădăcinată în însăși natura noastră. Omul are nevoie de odihnă. Și nu e vorba aici de odihna fizică, ci mai cu seamă este vorba de această odihnă a sufletului. Așezare a lui. Liniștire a lui. Întoarce-te, suflete, spunea psalmistul 116, versetul 7. Întoarce-te, suflete, la odihna ta, căci Domnul ți-a făcut bine. Are sufletul tău odihnă? De dimineața și până seara, oamenii aleargă după odihnă. Unul nebun la suflet zice ateic
Suflete al meu, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Mănâncă, bea și... și ce? Odihnește-te, veselește-te. În ce cauți odihnă? În inima celui care are în el dragoste de Dumnezeu, Dumnezeu este odihna. El e bucuria și semnificația vieții. Câteodată se poate întâmpla ca această odihnă să fie tulburată rău de stări și stări, de greșeli și de păcate. Vă aduceți aminte ce a făcut David când a pierdut odihna în urma căderii în păcat? Cum s-a rugat, cum a postit, cum a plâns, cum s-a căit, cum a cerut lui Dumnezeu milă. Citiți, vă rog, Psalmul 32. Citiți, vă rog, Psalmul 51. E atât de îndurerat, își pierduse odihna, păcătuise. Dar nu orice plâns este primit de Dumnezeu, nu orice tânjire după odihnă este acceptată de Dumnezeu. Vă aduceți aminte și de Esau? Bărbatul acela a plâns și el. Evrei, capitolul 12, versetul 16 la 17, ne spune că Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut, știți că mai pe urmă, când a dorit să moștenească binecuvântarea, n-a fost luat în seamă, pentru că măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut să o primească, n-a putut să o schimbe. Cerea cu lacrimi. M-am întrebat, de ce plânsul lui David e primit și al lui Esau e respins? David plânge pentru că l-a supărat pe Dumnezeu. Esau plânge pentru că a pierdut oportunitatea. David plânge pentru că e conștient că Dumnezeu e rănit, că Dumnezeu nu mai e odihna sufletului său. Esau plânge pentru că a pierdut dreptul de întâi născut. În final, stimați frați, sensul pocăinței autentice se găsește în această tânjire îndurerată pentru că l-am supărat pe Dumnezeu și nu durere că am pierdut binecuvântarea. Nu binecuvântarea să-ți fie odihna, ci Dumnezeu să-ți fie odihna. Nu locul pe care l-ai pierdut din Eden, oamenii au păcătuit și au fost alungați, poți plânge Edenul pierdut. Aia nu e căință. Să plângi că l-ai pierdut pe Dumnezeu din Eden. Dumnezeu, odihna celui în care este dragoste de Dumnezeu, înseamnă că acel om e preocupat să aibă o continuă și intensă relație cu Dumnezeu. Pocăința, odihna, ne cheamă la aceasta. Vă aduceți aminte ce este scris în Matei 11, 28, 29? Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. În seara în care Domnul Iisus a fost vândut, a luat o pâine, era la masă împreună cu ucenicii săi și a zis, am dorit mult să mănânc paștele acesta împreună cu voi. Însăși această masă, în reprezentările ei simbolice, ne trimite și la ideea de odihnă în Domnul. Dacă în tine este dragoste de Dumnezeu, dragoste de Dumnezeu înseamnă să fie Dumnezeu prioritatea vieții tale, să fie Dumnezeu căutarea vieții tale, să fie Dumnezeu trăirea vieții tale și să fie Dumnezeu odihna sufletului tău. Avem în fața această masă. Domnul Iisus o mediază, binecuvântat să fie în numele Lui. Masa aceasta este despre El. Să-i recitim cuvintele. Veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați. Și eu vă voi da odihnă.
Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm Domnului, să ne cercetăm sufletele, să cerem îndurarea lui Dumnezeu peste sufletele noastre, să ne rugăm să binecuvânteze Dumnezeu Sfânta Împărtășanie, prezența Lui să fie în locul acesta, să cugetăm la patimile Lui Iisus, la jertfa sa adusă pentru mântuirea noastră și să-L rugăm să ne facă să căpătăm înaintea sa trecere, ca apoi, învredniciți prin har, să ne putem împărtăși într-un chip vrednic de Domnul. Să ne rugăm cu toții.